găsit, doamnelor, domnilor, sunt Maria Stroie, vă invit să urmăriți retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii. Atac în stil mafiot într-o pizzerie din cartierul Dorobanți. Mai mulți bărbați, membri ai unui clan din Buzău, înarmați cu bâte și arme albe, au făcut țăndări geamurile localului ziua în amiaza mare. Din primele informații, se pare că cel vizat a fost proprietarul pizzeriei, care ar fi refuzat să plătească taxa de protecție atacatorilor. Șase indivizi înarmați cu bâte, arme albe și spray-uri lacrimogene au semănat panică în plină zi în cartierul Dorobanți. Ei au făcut praf o pizzerie din zonă încercând să pună mâna pe proprietarul localului, după care s-au urcat în două mașini și s-au făcut nevăzuți. Se pare că indivizii, membrii ai unui clan cunoscut din Buzău, s-au răzbunat astfel pentru că patronul a refuzat să le plătească taxa de protecție. Poliția a fost alertată printr-un apel la 112 că mai multe persoane au spart geamurile unui magazin fast food. La ora 12:39 de minute, prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112, s-a sesizat că mai multe persoane au provocat distrugeri la o unitate comercială din municipiul Buzău. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că mai multe persoane au încercat să-l prindă pe proprietarul unei unități comerciale și au intrat în conflict cu acesta. În altercație s-a folosit spray iritant lacrimogen și obiecte contundente. Ulterior, după ce au fost sparte geamurile unității comerciale, cele șase persoane au plecat cu două autovehicule care au fost găsite abandonate de către polițiști pe raza municipiului Buzău. Proprietarul pizzeriei a reușit să intre în local și să încuie ușa. În scandal, el a suferit totuși câteva răni ușoare. În cauza a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii fac cercetări pentru prinderea celor implicați în eveniment. Temutul virus West Nile, transmis prin înțepătura țânțarilor, a ajuns și la Buzău. Un bărbat din municipiu a fost diagnosticat cu meningoencefalită cauzată de infecția cu virusul respectiv. Starea de sănătate a bărbatului a fost grav afectată, ajungând până la stare de comă. Acum pacientul încă se află internat, iar evoluția stării de sănătate este favorabilă. Pacientul, un bărbat în vârstă de 63 de ani, locuiește aproape de centrul municipiului Buzău, unde nu sunt bălți în preajma locuinței sale sau alte locuri cu apă stătătoare. A ajuns la spital după ce, spune el, în urma unei plimbări cu bicicleta în parc, a început să se simtă rău. La 3 zile de la plimbarea în crâng, bărbatul a început să aibă febră mare, dureri de cap și alte simptome care l-au trimis de urgență la spital. Medicii l-au evaluat și și-au dat seama despre ce boală este vorba, așa că l-au internat imediat și au prelevat probe pe care le-au trimis la București pentru analize specifice. Rezultatul analizelor de laborator a arătat clar că este vorba despre meningoencefalită provocată de infecția cu West Nile. A fost o meningoencefalită la o persoană de sex masculin în vârstă de 63 de ani cu domiciliu în județul Buzău, la care infectarea s-a produs într-o zonă incertă, pentru că singurul lucru pe care îl reclamă este o plimbare cu bicicleta în parcul Crâng cu 3 zile înainte de apariția semnelor de infecție. Starea de sănătate a bărbatului a fost grav afectată, ajungând până la comă. Acum pacientul se află internat în secția de boli contagioase a Spitalului Județean Buzău. Din fericire, în ciuda gravității bolii, tratamentul a dat roade, iar acum evoluția stării de sănătate este favorabilă. Boala a debutat destul de furtunos, evoluția a fost rapid defavorabilă, în așa fel încât a trebuit să fie transferat. El s-a internat inițial în secția de boli infecțioase, după care s-a transferat în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Buzău pentru starea comatoasă pe care a prezentat-o. Sub tratament intensiv, evoluția a început să devină favorabilă, lucru care a făcut posibilă
retransferarea lui în data de 10 septembrie în secția de boli infecțioase, unde încă se mai află internat, dar este în afara oricărui pericol. Virusul se transmite prin mai multe specii de țânțari răspândiți atât în mediul urban, cât și în cel rural. Infecția cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătură de țânțar. Simptomele cele mai frecvente sunt febră, durere de cap intensă, dureri musculare, vărsături și erupții cutanate. Vestea bună este că, odată cu scăderea temperaturilor, specialiștii apreciază că se va înregistra o diminuare a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu virusul West Nile. Peste 800 de saci cu gunoaie au fost strânși numai din parcul Crâng în cadrul acțiunii Let's Do It Romania cu ocazia Zilei Naționale de Curățenie. Acțiuni de ecologizare la care au participat numeroși voluntari s-au desfășurat și în alte localități buzoiene. Peste 20 de localități din județul Buzău au participat sâmbătă dimineață la acțiunea de ecologizare Let's Do It Romania, Ziua Națională de Curățenie. În cadrul inițiativei de strângere a deșeurilor au fost vizate parcurile și alte locuri publice, dar și cursurile de apă, în special în cazul localităților rurale. În municipiul Buzău, câteva sute de voluntari ce s-au alăturat echipei Let's Do It Romania au adunat numai din Crâng 800 de saci cu gunoaie. Prezent la acțiune, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj video. Edilul șef spune că activitatea la care a participat sâmbătă este binevenită, însă la Buzău sunt încă multe de făcut din punct de vedere al curățeniei. Vorbim despre curățenie, sunt astăzi 15 septembrie în Crâng, unde cu foarte mulți voluntari suntem în proacțiune legată de Let's Do It Romania, o acțiune de curățenie la nivel de întreagă Europa, care se întâmplă în fiecare an. Dar vorbim de curățenie într-un context mai larg pentru municipiul Buzău, pentru că, din păcate, mai avem foarte, foarte multe probleme. Începând din 15 octombrie, spune Constantin Toma, primăria va demara un program de astfel de acțiuni, ce vor avea loc cu regularitate. Ecologizarea se va realiza anul acesta lunar, iar de anul viitor, probabil săptămânal, pentru a efectua, în primul rând, o acțiune de educație. Impact devastator între un autoturism și o dubă pe șoseaua europeană sâmbătă dimineață. O persoană a decedat, iar alte trei au fost grav rănite în urma coliziunii dintre cele două autovehicule. În localitatea Căldărușanca, pentru salvarea unuia dintre răniți, a fost chemat în sprijin un elicopter SMURD. Accident grav produs pe DN285 la Căldărușanca. În urma coliziunii dintre un autoturism și o dubă, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite. Vinovat de producerea accidentului este un tânăr de 24 de ani din Buzău, care se deplasa cu o auto utilitară din direcția București către Buzău. În afara localității Căldărușanca a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bucureștean de 65 de ani. În urma impactului, duba s-a răsturnat în afara carosabilului. Conducătorul autoturismului a fost grav rănit și a fost preluat de un elicopter SMURD, iar soția acestuia, în vârstă de 64 de ani, pasageră în aceeași mașină, a decedat. La fața locului au fost trimise o auto specială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD. Ulterior, la locul accidentului, au mai ajuns un elicopter SMURD, precum și două ambulanțe. Șoferul auto-utilitarei și un pasager de 18 ani, tot din Buzău, au fost transportați la Spitalul Județean Buzău. Un alt accident rutier s-a produs sâmbătă noapte pe DC44, în apropiere de localitatea Șarânga, soldat cu moartea unui bătrân. Bărbatul de 70 de ani se deplasa pe carosabil, iar în apropiere de intersecția cu drumul național 1B a fost lovit de o mașină care venea dinspre Ulmeni. Șoferul, un bucureștean de 38 de ani, l-a văzut în ultimul moment și nu a putut să-l mai evite.
potrivite. La fața locului a fost chemată ambulanța, dar manevrele de resuscitare nu au reușit, fiind declarat decesul bătrânului. Atacatorii de la pizzeria din Dorobanți au fost găsiți de polițiști, iar 4 dintre ei au fost reținuți. Ei au fost săltați de acasă, unde anchetatorii au efectuat percheziții în baza unor mandate emise de judecătoria Buzău. La descinderi, polițiștii au găsit bastoane telescopice, macete și un pistol cu aer comprimat. La o zi după ce membrii unui clan de interlop din Buzău au făcut praf geamurile unei pizzerii din cartierul Dorobanți, pentru că proprietarul localului a refuzat să le plătească taxa de protecție, conducerea inspectoratului de poliție județean a anunțat că a prins făptașii. Șeful IPJ Buzău, comisarul șef Laurențiu Pantazi, a organizat o conferință de presă în care a relatat cum s-au petrecut faptele. Șeful poliției buzoiene a admis că a fost vorba despre o taxă de protecție pe care atacatorii i-ar fi cerut-o patronului pizzeriei. Un tânăr de 24 de ani, soții de alți 4 buzoieni cu vârste cuprinte între 20 și 30 de ani, au coborât din două autovehicule matriculate în Buzău, având asupra lor obiecte contundente și au încercat să intre în incinta unității comerciale administrate de un buzoian de 42 de ani. Partea vătămată susține că motivul agresiunii este faptul că are calitatea de martor într-o cauză penală ce îl privește pe buzoianul de 24 de ani, precum și că i s-a solicitat suma de 1000 de euro ca taxă de protecție. Comisarul șef Laurențiu Pantazi a anunțat că agresorii care au fugit imediat după ce au distrus pizzeria au fost prinși. La aproximativ 2 ore după sesizarea faptei, fiind conduși, depistați și conduși la sediul poliției municipiului Buzău, 3 dintre persoanele implicate în vederea audierii. Ulterior s-au făcut demersurile necesare și au fost obținute mandate, fiind efectuate 6 percheziții domiciliare la cei implicați, cunoscuți ca implicați în această activitate, fiind identificați și alți participanți la cele întâmplate, care nu fusese răprinși în prima fază. Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate documentele presupuse a fi fost utilizate cu ocazia agresiunii, ne referim aici la baston telescopic, macetă, crosă, cuțite, bricege, spray iritant lacrimogen, precum și un pistol tip airsoft, care nu este supus autorizării. După percheziții domiciliare și audieri la sediul poliției, ce s-au prelungit târziu în noapte, 4 indivizi au fost reținuți. Cercetările s-au finalizat azi noapte, undeva după ora 2, cred, 3 chiar, fiind reținuți 4 dintre agresori. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a precizat că abia astăzi a fost conturat șirul evenimentelor din Dorobanți. De asemenea, șeful IPJ a spus că pot fi prezentate unele concluzii privind întreaga perioadă de 2 săptămâni, perioadă marcată de mai multe fapte violente ce au băgat spaima în buzoieni. Una dintre aceste concluzii ar fi aceea că succesiunea rapidă de evenimente este pur accidentală și că nu există legătură între ele. Vine de vreme, dar este puțin. Vorbim despre vaccinul antigripal, care zilele acestea sosește la Buzău. Chiar dacă față de anii trecuți serul este distribuit la timp, dozele care au ajuns la Buzău sunt puține în comparație cu nevoile Direcției de Sănătate Publică. Pentru a acoperi imunizarea cât mai bine, reprezentanții DSP au făcut o listă de priorități. De câțiva ani, vaccinul antigripal ajungea la Buzău când deja sezonul rece își intrase în drepturi, iar afecțiunile respiratorii creșteau rapid de la o săptămână la alta. Anul acesta însă serul a fost trimis săptămâna aceasta în județ, dar numărul dozelor este extrem de mic în comparație cu nevoile transmise către Ministerul Sănătății de către Direcția de Sănătate Publică. Așteptăm prima livrare de vaccin antigripal, dar nu pot să vă spun la fel de bucuroasă și faptul că primele tranșe este de 1270 de doze față de cele 35.000 comandate de noi.
Livrarea se va face în 4 tranșe. Ultima tranșă va veni undeva după 24 octombrie. Până atunci, din două în două săptămâni, se face câte o livrare. Pentru că cele 1200 de doze de vaccin antigripal sunt puține, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au decis să întocmească o listă cu cei prioritari la vaccinare. Primele doze de ser vor fi folosite pentru imunizarea personalului medical din secțiile cu risc crescut de îmbolnăvire. Abia la ultima tranșă de vaccinuri vor avea acces și buzoienii care vor să se imunizeze împotriva gripei. Ne vom adresa în special personalului care lucrează în unitățile de înalt risc. Nou-născuți, pediatrie, bloc operator, unitate de primire urgență, ambulanță. Și așa putem să acoperim și să folosim judicios toate aceste doze de vaccin. După care, tranșa următoare va fi orientată către persoanele instituționalizate. A treia tranșă, care va fi din afirmațiile scrise pe care le avem și va fi cea mai voluminoasă, se va orienta către toată populația cu risc. Va fi și a patra tranșă când vom lărgi, când vor intra întreg personalul medico-sanitar din toate unitățile, de la toți furnizorii de servicii medicale și dacă se mai rămâne, bineînțeles că ne vom adresa oricărei persoane care dorește să facă această vaccinare. Potrivit legii, copiii, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, femeile gravide, bolnavii care suferă de afecțiuni cronice, personalul sanitar și persoanele instituționalizate pot beneficia de vaccinare gratuită împotriva gripei în fiecare sezon rece. A fost panică săptămâna trecută în piața de mărfuri industriale de pe strada Independenței din Buzău. Mai multe articole de îmbrăcăminte și încălțăminte dintr-un magazin au luat foc, iar incinta a fost cuprinsă de fum. Clienții aflați dimineață în jurul orei 11 în piața de mărfuri industriale de pe strada Independenței au fugit speriați după ce, dintr-un magazin din incintă, a început să iasă fum. Mai calmi au fost comercianții, vecini cu respectivul magazin, care, după ce au realizat că este vorba despre un incendiu, au intervenit cu stingătoarele pentru a lichida focul. La venirea pompierilor, chemați printr-un apel la 112, incendiul era localizat. Detașamentul de pompieri Buzău a intervenit astăzi pentru stingerea unui început de incendiu la un magazin de vestimentație și de încălțăminte. La momentul sosirii forțelor la locul intervenției, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 1 m². Inițial, cei de aici, din împrejurime, au intervenit cu stingătoare. Colegii au ajuns la locul intervenției și au intervenit și ei cu stingătoare și cu câteva găleți de apă. Automat, fiind un spațiu public, a intervenit și puțin panică. Pompierii au aflat rapid și care a fost cauza incendiului, care, din fericire, a fost de mici proporții. Cauza incendiului, o candelă lăsată pe o măsuță. În apropierea acesteia au fost mai multe materii combustibile, cărți de rugăciuni și îmbrăcăminte. Nici o persoană nu a avut de suferit în urma incendiului și nu a fost nevoie de asistență medicală. Pagubele materiale, haine și încălțăminte urmează să fie evaluate de proprietarii magazinului împreună cu reprezentanții poliției. Agenții de pază și lucrătorii comerciali sunt la mare căutare pe piața muncii din Buzău. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă organizează cursuri de calificare, astfel încât numărul celor specializați să fie cât mai mare, iar aceștia să își poată găsi mai ușor un loc de muncă. Odată cu finalizarea cursurilor, șomerii sunt ca și angajați la firmele de pază sau la hipermarketurile din Buzău. Piața muncii din Buzău este într-o continuă dinamică, iar acest lucru reiese din nevoile angajatorilor pe care le-au transmis către reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Patronii au nevoie de angajați calificați, care sunt din ce în ce mai puțini la Buzău. Pentru a acoperi aceste nevoi, AGOFM organizează periodic cursuri de calificare profesională. În această perioadă, la mare căutare pe piața muncii, sunt lucrătorii comerciali și agenții de pază. La ora actuală, în județul Buzău, pe un segment destul de mititel, pentru că nu putem să acoperim, să ne suplinim, să
să substituim sau să sublinim existența școlii românești și buzuiene. Acum se cere lucrători comerciali, suntem într-o relație directă cu mari retaileri din județul Buzău și nu numai, acești vânzători pe care vedeți dumneavoastră prin marketuri sunt pregătiți la centru de formare profesională de la Buzău și firmele de protecție și pază au nevoie de personal calificat. Pentru mulți dintre cursanți, calificările obținute îi ajută să înceapă mici afaceri prin prestarea unor servicii, iar pentru alții reprezintă o șansă de a se angaja rapid. AJOFM organizează periodic aceste cursuri de calificare, însă bugetul alocat acestui segment este unul limitat. Până la finalul acestui an, reprezentanții instituției speră să primească fonduri suplimentare, astfel încât să aibă posibilitatea de a organiza noi cursuri de calificare profesională. În 2018 am mai făcut un lucru. Am furat, între ghilimele, bani de la alte județe pentru calificare, făcând cursuri de calificare cu centrele regionale de formare profesională a adulților. Și atunci, ce n-am avut eu ca bani în județul Buzău, am făcut cu aceste centre, mă scuzați, bâlba. Este vorba de Cluj, este vorba de Călăraș, este vorba de Brașov, este vorba de Alba Iulia. Am colaborat cu ei, agenții naționale, și unde mi s-au terminat banii, am apelat la ei, veniți voi să faceți calificare de sub Buzău. Este o formă de a atrage fonduri externe în județ. Vestea bună este că peste 60% dintre absolvenți reușesc să-și găsească un loc de muncă imediat după ce termină cursurile. Cei mai curajoși dintre ei își deschid chiar propriile afaceri. Miercuri a debutat festivalul Toamna Buzoiană. Primăria Buzău și Consiliul Județean au pus la punct toate detaliile și împreună cu Direcția Agricolă au pregătit buzoienilor mai multe surprize la tradiționala sărbătoare a recoltei. La târg participă meșteri populari și producători tradiționali. Timp de 5 zile, buzoienii vor avea ocazia să cumpere sau să guste din bunătățile expuse la târg, care va fi deschis începând cu ora 10. Programul artistic va începe la ora 17 și se va încheia la ora 21. Pe scena amplasată în Gaică vor urca nume grele ale muzicii folclorice românești. S-a dat startul târgului Toamna Buzoiană, tradiționala sărbătoare a recoltei. Zeci de producători de mâncăruri sau de băuturi și meșteri populari din întreg județul s-au adunat în Drăgaică și oferă buzoienilor tot ce au mai bun de prin gospodării sau din culturile agricole. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc miercuri după amiază, iar prezent a fost și ministrul agriculturii, Petre Daia. Oficialul de la București a luat pas cu pas fiecare stand și a vorbit cu producătorii buzoieni. Ceva bun românesc, cu tradiție. Frumos, așa trebuie. Cu tradiție. Așa trebuie. Și aveți noastră cel mai bun. Cel mai bun și cel mai sănătos. O ciocolată fără zahăr. Fără zahăr? Da. Cu alune de pădure, cu steagăn, cu stevia. Odată cu deschiderea târgului, buzoienii sunt așteptați cu bunătăți tradiționale, cu expoziții agricole, dar și cu artiști îndrăgiți care vor susține recitaluri în fiecare zi până duminică. Aici găsiți vinuri din podgoriile buzoiene, pastramă, cârnați de pleșcoi, miere de albine, dar și legume cultivate de către agricultorii buzoieni. Invităm la plăcintă cu dovleac, cu brânză, cu nucă și cu mere. Toate făcute ca pe vremea bunicii, o rețetă de cel puțin 150 de ani. La cuptor, naturale, fără ameliorator, brânză naturală, făină naturală, tot din propria noastră ogradă. Și ardei, castraveți, conopidă. Toate cultivate așa, toate cum vii. Cultivate, da. Prețurile cum sunt? Cum, după buzunarul? Bune, da. Bune? Da. Așa, bunicele. Exemplu, la castraveți, la varză, cât e kilogram?
castraveții 2 lei, varza 2 lei, conopida 2 lei, roșiile 5 lei. Cu struguri de pietrasele, soiul Moldova, vin de pietrasele tămâiasă românească și vin rece la pahar tot tămâiasă românească. Ați fost și anul trecut la doamna Buzoiană? Nu, este primul an. Ce așteptări aveți? Mari. Cu marfa tradițională de Râmnicelu, usturoi de Râmnicelu, fasole, ceapă, arbagic. Ce producem noi pe plan local? Cu dulcețuri variate, naturale, fără conservanți, pentru toate gusturile. Asta aveți și ceva produse mai deosebite? Dulceață din flori de salcâm, sirop din flori de salcâm, dulceață de gogonele și de mentă, de morcov, din dovlecei de mâncare, cătina, care este foarte căutată și naturală. Bănuiesc că totul e făcut așa. Eco, sigur, sigur. Nimic nu conține conservanți, de aceea îi rugăm pe clienți în momentul în care cumpără și desfac produsele să le țină la rece pentru a nu se altera. Le recomandăm pentru copii siropul de brad, siropul din fructe de soc, siropul de cătină pentru imunitate. Ediția de anul acesta a evenimentului Toamna Buzoiană este organizată de către Primăria Buzău, Consiliul Județean și Direcția Agricolă și se desfășoară mai devreme decât în anii anteriori, în perioada 19-23 septembrie. Decizia a fost luată pentru ca producătorii să aibă la dispoziție o varietate cât mai largă de produse agricole pentru a le expune și pentru a le vinde. Crea deja o tradiție, Toamna Buzoiană vine cu zeci de ani, nu numai după Revoluție, înainte. Încercăm aici la Dregaică să adunăm producătorii buzoieni, sunt 75 de producători buzoieni, sunt 40 de meșteșugari și, bineînțeles, produsele noastre tradiționale, cu mirosul lor, care nu le puteți capta, care fost și la pastrapă și la cârnații de pleșcoi, mult gust și, bineînțeles, va fi și foarte mult distracție. Cumpărături, cu siguranță, va face mulți buzoieni, pentru că există aici produse proaspete, luate direct de pe câmp sau din grădină. Timp de 5 zile, buzoienii vor avea ocazia să cumpere sau să guste din bunătățile expuse la târg, care va fi deschis începând cu ora 10. Programul artistic va începe la ora 17 și se va încheia la ora 21. Pe scena amplasată în Drăgaică se vor urca nume grele ale muzicii folclorice românești. Cei patru tineri reținuți luni pentru implicare în agresiunea de la pizzeria din Dorobanți au fost puși în libertate. Procurorul de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Buzău a dispus continuarea cercetătorilor și plasarea acestora sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile cu interdicție temporară de a părăsi județul. Între timp a fost depistat și cel de-al cincilea tânăr implicat în eveniment. Marinescu, de 24 de ani, fratele său Andres Măcelaru, un văr și un alt prieten care au fost reținuți luni de poliție, au fost prezentați procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Buzău. Acesta a dispus continuarea cercetărilor și plasarea acestora sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu interdicție temporară de a părăsi județul. În fața parchetului, agresorii au fost așteptați de rude. Acestea susțin că suspecții au fost acuzați pe nedrept și și-au vărsat năduful pe jurnaliștii prezenți. 19, știi tu ce înseamnă interlop? Uite la chef care a fost cuțitul la el și n-a luat cuțea mâine. Am apurat un filiac și n-a luat cuțea mâine. Prea multe minciuni! Prea multe minciuni! Nu spunea că e bă, e meseria lor, prea multe minciuni! Nu ne-am era, mă, nu s-a dus!
În urma activităților desfășurate a fost depistat și cel de-al 5-lea tânăr implicat în evenimentul din 17 septembrie. Bărbatul a fost reținut de către polițiști, iar verificările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Marți, într-o conferință de presă, comandantul IPJ Buzău, comisar șef Laurențiu Pantazi, a explicat că motivul atacului ar fi faptul că patronul pizzeriei atacate are calitate de martor într-un proces împotriva liderului grupării, dar și perceperea de către acesta unei taxe de protecție în valoare de 1000 de euro lunar, faptă care se află în curs de cercetare. Pe de altă parte, Laurențiu Pantazi a mai declarat că vina pentru cele întâmplate aparține în egală măsură și proprietarului pizzeriei, care, deși se confruntă cu această problemă de aproximativ 2 săptămâni, nu a venit la poliție să depună o plângere în acest sens. În acest timp, prieteni și rude de ale lui Edison Marinescu susțin că acesta a fost reținut incorrect și că la mijloc ar fi vorba de o înscenare pusă la cale de o grupare rivală, Dolar și fratele lui Kent. Polițiștii locali au stat cu ochii pe șoferii care au staționat sau au parcat pe locurile interzise din municipiul Buzău. Dacă unii dintre conducătorii auto au scăpat doar cu o sancțiune, alții s-au trezit cu mașinile ridicate după ce le-au parcat în stațiile de autobuz sau chiar pe trecerile de pietoni. În doar 2 zile, 43 de șoferi au fost sancționați. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației și disciplinei rutiere au acționat în ultimile 48 de ore pentru combaterea actelor de încălcare a normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehicolelor și accesul interzis pe raza municipiului Buzău. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate un număr de 43 de sancțiuni contravenționale în valoare de 6.090 de lei și 86 de puncte de penalizare. De asemenea, polițiștii locali au dispus ca măsură și ridicarea a 4 autovehicule pentru staționări voluntare pe trecerile de pietoni în intersecțiile aglomerate ale municipiului, în stațiile pentru transportul public în comun sau pentru blocări ale căilor de acces la drumul public. De la începutul anului 2018 au fost ridicate 52 de autovehicule, iar în 47 de cazuri conducătorii auto s-au prezentat la autovehicul și au achitat taxa de 300 de lei, reprezentând deplasarea utilajului pentru ridicarea autovehiculelor. Au fost constatate și aplicate un număr de 43 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.090 de lei și 86 puncte penalizare și s-a dispus ridicarea 4 autovehicule pentru încălcări ale prevederilor privind circulația pe drumurile publice. De la începutul anului 2018 au fost ridicate un număr de 52 autovehicule, iar în 47 de cazuri conducătorii auto s-au prezentat la autovehicul, au achitat taxa doar pentru deplasarea utilajului în valoare de 300 de lei. Șoferii trebuie să știe că tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea autovehicolelor parcate ilegal se ridică la 600 de lei. Mașina este depozitată la sediul Urbiserv din Bulevardul Bălcescu până când șoferul vine să-și revendice autoturismul. Amenințarea pestei porcine africane revine în actualitate la Buzău. 6 localități au intrat în zona de supraveghere cu măsuri specifice de prevenire a apariției virusului, după ce în județul vecin, Brăila, a fost semnalată o nouă suspiciune de pestă. Autoritățile sanitar-veterinare buzoiene au intrat iar în alertă după ce în județul Brăila a apărut o nouă suspiciune de pestă porcină africană. 6 localități aparținând comunei Cearoseti intră de joi în zona de supraveghere de 10 km, iar pe 2 drumuri au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea tentativelor de încălcare a interdicției privind transportul porcilor și a cărnii de porc. Ca urmare a apariției unei suspiciuni de pestă porcină africană în localitatea Surdila Greci, județul Brăila, DSVS Buzău ne informează că localitățile Cearoseti, Vizireni, Lunca, Cotuciori, Bâlhacu și Bălteni din județul Buzău intră în zona de supraveghere de 10 km cu măsurile cunoscute. Se organizează filtre rutiere pentru depistarea oricăror tentative de încălcare a interdicțiilor privind transportul de porci vii, carne sau preparate din carne de porc. Filtrele rutiere vor fi amplasate pe DN2B Buzău-Brăila și pe DG203M Lunca-Surdila-Greci, a comunicat Prefectura Buzău. Măsurile instituite de Direcția Sanitar-Veterinară vin la scurt timp după ce, în localitățile Pănătău și Lunca, au fost ridicate filtrele dezinfectoare.
se vor putea crește porci în gospodării, este asigurarea venită din partea ministrului Agriculturii prezent la Buzău. Oficialul spune că se fac eforturi pentru combaterea pestei porcine, însă extinderea virusului nu îi va împiedica pe gospodari să crească porci pe care să îi sacrifice în special de Crăciun. Pe de altă parte, cei care au suferit pierderi din cauza pestei porcine vor primi în scurt timp despăgubiri. Pentru prevenirea pestei porcine africane, autoritățile au propus ca pe o rază de minimum 10 km în jurul fermelor afectate să nu existe porci, iar gospodăriile să respecte condițiile de biosecuritate. Dacă prevederile se aplică, oamenii din gospodăriile în care porci au fost eutanasiați nu vor putea să-și cumpere alte animale din despăgubirile primite de la stat. De aici au pornit îngrijorările în rândul oamenilor, care se tem că nu vor mai putea crește în propriile cotețe porci pe care să-i sacrifice în special de sărbători. Prezent la Buzău, ministrul Agriculturii a ținut să infirme aceste zvonuri. Vom continua creșterea porcului în gospodării. Vom continua creșterea porcului în gospodării după ce trece aceste vale de boală, în condiții evident că pe care trebuie să le respectăm, sunt condiții sanitar-veterinare pe care trebuie să le respectăm, în așa fel încât să nu mai avem un asemenea necaz, să prevenim prin condițiile pe care le vom crea. Sigur, vom continua creșterea porcilor în gospodării. Ministrul spune că aceste măsuri ce împiedică în prezent creșterea porcilor în gospodării sunt temporare, până când se va reuși stingerea tuturor focarelor de pestă porcină izbucnite în țară. De o parte, prevenirea, care înseamnă să-i spui vecinului: vecine dragă, atenție că eu am această boală și uite cum s-a întâmplat la mine, să nu ajungă la tine vecin de gospodărie, vecin de județ, vecin de comună, vecin de sat, și evident măsurile acestea care sunt dureroase, dar pe care le-a luat statul, și toate pierderile acelea sunt suportate de stat în condițiile cunoscute. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social din punct de vedere economic. Fierbere mare în Partidul Social Democrat după ce a fost dată publicității scrisoarea contestatarilor lui Liviu Dragnea din partid. Documentul este semnat de 3 membri de frunte ai partidului, la care au achesat și lideri din teritoriu. La Buzău, lucrurile au devenit clare după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut public faptul că se alătură socialdemocraților care cer demisia lui Liviu Dragnea. A pe tulburi în PSD după ce a fost dată publicității scrisoarea contestatarilor lui Liviu Dragnea. Documentul este semnat de Gabriela Firea, Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu. Acesta conține 19 puncte, primul dintre ele fiind legat de demisia lui Liviu Dragnea din funcțiile de președinte PSD și al Camerei Deputaților. Inițiatorii demersului sunt susținuți de peste 30 de semnături ale liderilor din teritoriu și parlamentari PSD. După publicarea scrisorii la Buzău, lucrurile au devenit clare după ce miercuri liderul filialei, deputatul Marcel Ciolacu, a făcut public că se alătură socialdemocraților care cer demisia președintelui partidului, Liviu Dragnea. Susțin scrisoarea semnată de colegii mei pentru că am convingerea că PSD poate să facă în continuare lucruri bune pentru România. Pentru a realiza asta, trebuie să înțelegem că solidaritatea de partid nu înseamnă să fim pasivi unor decizii greșite care continuă de prea mult timp. Aceste decizii greșite se suprapun cu dorința de și mai multă putere a lui Liviu Dragnea, un președinte PSD care a făcut lucruri bune, dar care astăzi, din păcate, nu mai este omul pe care l-am cunoscut în urmă cu ceva ani. Din păcate, Liviu Dragnea a ajuns un om orbit de putere, orgolii și spaime imaginare. Nu putem accepta ca libertatea de exprimare în PSD să fie suprimată, colegii de-ai noștri să fie dați afară, iar deciziile să se ia în mod arbitrar de către un singur om. Nu putem tolera să vedem cum fractura din societate se adâncește pe zi ce trece și că ura care ne desparte a ajuns mai puternică decât lucrurile care trebuie să ne unească și să ne ducă înainte ca națiune. Nu putem asista la izolarea României pe plan extern și la asocierea ei cu state sancționate și puse la colț pentru nerespectarea valorilor și principiilor europene. Problemele personale ale lui Liviu Dragnea fac ca modificările la legile justiției să nu poată fi realizate.
realizate. În locul unei consultări avem de-a face cu niște decizii impuse unilateral, iar societatea răspunde pe bună dreptate la acest comportament. Susțin modificările legilor justiției, dar făcute de o manieră corectă prin consultarea tuturor părților implicate. Toate aceste lucruri se identifică, din păcate, cu Liviu Dragnea și cu modul său total greșit în care a înțeles să exercite puterea și încrederea pe care PSD i le-a dat. Pentru toate acestea, cred că a venit timpul ca Liviu Dragnea să înțeleagă faptul că, pentru binele României și al PSD, ar trebui să facă un pas în spate. E cea mai bună și rapidă soluție pentru a înceta cu scandalurile din țară și a ne întoarce la problemele de zi cu zi ale guvernării alături de partenerii noștri de la ALDE. Avem nevoie de stabilitate, responsabilitate și coerență în actul de guvernare, pentru că aceasta este dorința oamenilor care ne-au votat, pentru a redeveni acel PSD apropiat de oameni și de problemele lor. Poziția lui Marcel Ciolacu pare că reprezintă poziția tuturor socialdemocraților buzoieni. La rândul său, președintele organizației municipale a PSD, primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că Liviu Dragnea trebuie să facă măcar un pas înapoi. Sunt de acord cu domnul Marcel Ciolacu. Restul nu știu cine sunt ceilalți, dar am discutat cu Marcel și trebuie într-adevăr să se întâmple ceva în această țară, că altfel suferim cu toții. O reacție pe acest subiect a venit miercuri după amiază și de la ministrul Agriculturii, Petre Daia, prezent la Buzău pentru deschiderea evenimentului Toamna Buzoiană. Daia a fost însă mai precaut, dat fiind că este ministru. Trebuie să ne respectăm, să respectăm președintele, să respectăm structurile partidului și în interiorul partidului putem discuta orice, nu prin scrisori. Mi-aș dori să nu corespondăm prin scrisori, ci să ne uităm unul la altul, față în față, în structurile partidului, să discutăm ca oameni de partid, ca bărbați ce suntem, ca oameni care ne cunoaștem, care am crescut în acest partid, ne-a validat partidul într-o serie întreagă de funcții, iată și pe mine, și nu mi-aș putea, n-aș putea vedea o soluție în această direcție. După ce i s-a cerut demisia public chiar de către colegii de partid, liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o primă reacție, spunând că a înțeles din această epistolă că partidul trebuie să se alinieze cu Klaus Iohannis, cu DNA, SRI, SPP și cu partidele de opoziție. El a susținut că, în calitate de președinte al PSD, nu va duce partidul să devină o unealtă a acestor instituții. Documentul prin care se cere demisia de îndată a lui Liviu Dragnea va fi discutat în ședința Comitetului Executiv al Partidului, programată vineri la prânz. A treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent de Comedie Comic 7B este gata de start. Primul eveniment dedicat exclusiv teatrului independent la Buzău a ajuns la cea de-a treia ediție, care se va desfășura în perioada 21-27 septembrie. Spectacole de comedie, show-uri de improvizație, spectacole pentru copii, evenimente România 100 și multe alte momente de excepție sunt pregătite pentru publicul buzoian. Organizatorii anunță că Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie Comic 7B are și în acest an o ofertă puternică de spectacole de comedie ale teatrelor independente, cu participarea unor actori iubiți de publicul român. Așa cum a devenit deja o tradiție și ediția a treia a Festivalului Comic 7B aduce publicului premiere naționale, anume spectacolul Ela, Soțul și Hoțul, regizat de Radu Pietreanu de la Vacanța Mare, precum și o montare nouă a comediei Tanța și Costel, pe texte de Ion Băieșu, cu actorii Cristi Martin, inițiatorul festivalului, și Alexandra Timofte, în regia lui Silvian Voinea, spectacol care se va juca la sala Consiliului Județean pe 27 septembrie de la ora 19, după gala de premiere a festivalului. Unul dintre evenimentele speciale ale acestei ediții este parada costumelor populare vechi de 100 de ani, din colecția Flor de Ie, creată de Cristina Chiriac, ambasador al antreprenoriatului feminin din România. Parada va celebra centenarul Marii Uniri și la ea vor participa liceene de la liceele din Buzău. Evenimentul are loc vineri, 21 septembrie, în cadrul galei de deschidere a Comic 7B, de la ora 19, fiind urmat de spectacolul O relație deschisă cu Andreea Bibiri,
și Lucian Pavel. Festivalul Comic 7B promovează producțiile independente de calitate, create în afara tiparelor clasice, umorul de excepție, manifestările și manifestările artistice interdisciplinare. Veste bună pentru locuitorii din comuna Gălbinaș. De luni, autobuzele Transbus vor avea traseu pe raza acestei localități. Mijloacele de transport în comun vor circula din oră în oră, iar biletele vor putea fi achiziționate de la unul din cele 8 puncte de vânzare amenajate pe raza comunei Gălbinaș. Transbus Buzău a înființat linia de autobuz numărul 12. Capete de linie vor fi cartierul Micro 14 și comuna Gălbinaș. După stațiile Centru, HDU, Gara, autobuzul de pe noua linie preorășenească va intra pe șoseaua Brăilei, iar de acolo, pe lângă Rar, către Tăbărăști, Gălbinaș și Bentu, unde va fi capăt de linie. Autobuzul va circula din oră în oră. Dimineața și după amiaza, când oamenii pleacă și se întorc de la serviciu, va avea traseu prin zona industrială. Era o nouă linie sau un nou traseu, traseu numărul 12, pe teritoriul comunei Gălbenaș, care de ceva timp este membru cu drepturi depline în Asociația Dezvoltare Intercomunitară. Stabilit un grafic de circulație de luni până vineri, din oră în oră, va circula autobuzele acolo, la fel vom păstra aceeași frecvență și sâmbătă și duminică și suplimentar, față de graficul de circulație, vom avea și un traseu, zona 114, cum avem și în Buzău, care va circula tot de luni până vineri, cu plecări la orele 7 și 15, 15 și 15 și 23 și 15, care va lega comuna Gălbinaș de zona industrială. De noile autobuze vor beneficia și lucrătorii de la societățile din bariera Brăilei. Locuitorii din Gălbinaș vor putea să își achiziționeze bilete de la mai multe puncte de vânzare înființate pe raza comunei. Distribuția biletelor le vom face prin parteneri de distribuție, revânzători, cum le spunem noi. Sunt în număr de 8 revânzători dispuși. 3, din câte știu, sunt în Bentu, 1 în Gălbinaș și 4 astfel de parteneri în Tăbărăști. Următoarele trasee pe care Transbus se va extinde în această toamnă vor fi cele spre Țintești, Smeeni, Merei și Stâlpu, care au făcut demersuri pentru a deveni membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport. Următoarele comune care și-au exprimat și sunt într-o fază aproape finală de aderare în cadrul Asociației de Dezvoltare și unde noi va trebui să ducem serviciul de transport public, este vorba de Țintești, Zmeieni, Stâlpu și Merei. După care, probabil, funcție de capacitate și dacă mai este timp anul acesta, vom încerca să operăm și în alte zone din jurul Buzăului. Tarifele practicate rămân aceleași ca și în cazul celorlalte comune în care operează Transbus, respectiv 3 lei pentru o călătorie în afara orașului. Călătorii care vor folosi linia 12 doar pentru o călătorie în municipiul Buzău vor achita 2 lei pentru un bilet. Campania națională Informare acasă, siguranță în lume a fost lansată oficial vineri și la Buzău. Autoritățile spun că această inițiativă reprezintă un prim pas făcut pentru prevenirea unor fenomene, precum criminalitatea organizată și sclavia modernă. Campania coordonată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni are drept scop informarea cetățenilor români asupra riscurilor la care se pot expune odată cu decizia de a căuta un loc de muncă, un program de studii sau de a se stabili în afara granițelor României. Prefectura județului Buzău a lansat campania națională Informare acasă, siguranță în lume, demarată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Scopul acestei acțiuni este de a realiza o informare corectă și cât mai completă a potențialilor migranți români în ceea ce privește drepturile pe care le au în statele membre ale Uniunii Europene. În egală măsură, dincolo de informarea cetățenilor cu privire la pericolele muncii la negru sau ale abuzurilor de orice tip, campania își propune retenția și reîntoarcerea românilor în țară. Campania în sine este una de informare a cetățenilor care doresc să plece din țară. Strategia guvernului, strategia și politica ministerului nostru pentru români de pretutindeni este de reîntoarcerea românilor în țară, pentru că există clar o nevoie și o,
o lipsă de forță de muncă în absolut toate județele în care am mers. Din păcate, în secolul ăsta al nostru se întâmplă foarte multe abuzuri, iar abuzurile se întâmplă de cele mai multe ori atunci când cetățenii nu au informația la zi. Informații destul de simplu pe care o să vedeți, o să vă le spună experții noștri, informații de genul să nu dai pașaportul sau buletinul nimănui, informații de genul dacă pleci la o muncă, indiferent că e sezonieră sau nu, trebuie să semnezi un contract de muncă înainte să pleci în limba română, nu în altă limbă și nu așa, și o să vedeți niște cazuri pe care o să vă le povestească colegii mei. Informații care par a fi destul de simple și logice și elementare la început, dar care cumva se pierd pe parcurs. În cadrul întâlnirii desfășurate vineri la Buzău, autoritățile au încercat să informeze cât mai bine cetățenii care își doresc să călătorească, să muncească sau să trăiască în afara țării. De asemenea, s-a vorbit despre demersurile făcute pentru procesul de reîntoarcere și reinserție socială a românilor din străinătate. Discuțiile purtate au avut drept scop și identificarea de soluții, astfel încât elevii care s-au născut în afara granițelor țării și care pot întâmpina dificultăți de adaptare în momentul în care familiile acestora se întorc acasă să beneficieze de sprijin din partea dascărilor din instituțiile de învățământ. Organizatorii au încercat să-i facă pe participanți să conștientizeze pericolul de a deveni victime ale rețelelor transnaționale de trafic de carne vie, la care se expun femeile și copiii sau persoanele singure, și au subliniat cât de importantă este menținerea comunicării constante și frecvente cu membrii familiei rămași în țară. Avem și niște recomandări pentru evitarea pericolului. Să se anunțe întotdeauna un membru de familie sau o persoană de încredere cu cine, unde și când pleci. Am avut caz concret când am spus unei fete, totuși, pentru siguranța ta, ia totuși un pliant, că uite, ai un număr de telefon pe care poți să-l accesezi din străinătate. Și din nefericire chiar i s-a întâmplat, nu a ținut cont de sfaturi și ulterior la audieri chiar spunea așa, am fost sfătuită să iau acel număr de telefon. De asemenea, este bine să nu se intre în legătură cu persoane care practică activități ilegale. La întâlnire au participat reprezentanții prefecturii, ai Consiliului Județean, mai mulți primari din județ, dar și reprezentanții ai unor instituții precum AJOFM, ITM sau Inspectoratul Școlar. Doamnelor, domnilor, retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii a ajuns la final. Eu sunt Maria Stroie, vă mulțumesc pentru atenție, weekend excelent în continuare, la revedere!